aplauze la scenă deschisă. De asta au avut parte actorii amatori, protagoniști ai spectacolului cu piesa Comisionul, jucat în premieră la Reghin. Publicul prezent în sala mare a Casei de Cultură Eugen Nicoară a fost încântat de comedia interpretată de tinerii actori. Foarte frumos. V-a plăcut? Da. Ce v-a plăcut cel mai mult? Pe toți. Foarte frumos. Deosebit. Mi-a plăcut că e comedie și că au jucat foarte bine copiii. A fost excelent. O prezentare nemaipomenită a acestui spectacol. Comisionul a fost foarte important și faptul că nu s-a împlinit, succesul mortului. Fericit! Textul piesei este o adaptare după Omul care a vrut să moară, de Ion Minulescu, realizată de Aurel Zileriu, cel care a semnat și regia. Pe scenă a urcat o echipă de tineri actori amatori, elevi ai Liceului Tehnologic Lucian Blaga. Munca echipei a fost coordonată de referentul cultural Eva Pădurean. Toți cei implicați în realizarea spectacolului au primit cu emoție felicitările și aplauzele, mulțumiți de munca depusă în decursul a două luni de repetiții. E bine, sunt mulțumită, copiii au fost, după părerea mea, foarte buni și ei sunt foarte fericiți. Și ce este cel mai plăcut lucru, că după avantpremieră, după alaltă ieri, au întrebat și ce facem după premieră? Nu mai venim, s-a terminat, înseamnă că le-a plăcut. Na, și asta îți dă o mulțumire sufletească. Mie mi-a plăcut foarte mult. Publicul a părut încântat. Altceva n-am ce să mai spun. Ce urmează acum? Hai, problema e că până acum am avut un copil care a vrut să joace în teatru, acum am 9 copii care vreau să joace în teatru. Și nu găsesc o piesă cu 9 personaje, deci trebuie să caut o piesă cu 9 personaje. Prea acum simt adrenalina mai mult, cele mai mari emoții, dar a meritat toată experiența. No, și am fost foarte emoționată și agitată, dar mă bucur că a ieșit și mă bucur că a râs lumea, pentru că e o comedie până la urmă. Au trecut emoțiile, cum e acum? Bine, foarte bine. Da. După atâta muncă, bine. Până la urmă a ieșit foarte bine. Mi s-a cântat la mulți ani de la o seală întreagă. Am primit un cadou foarte frumos deja mea. Și a fost o experiență foarte frumoasă, care la final am primit meritele pe care cred că le meritam după munca asta. În primul rând am fost cea regia prin care se vede. A fost și de deschidere și de încheiere. Cireașa de pe tort și am fost și cioclu, un copil care se ia după taică, să o ia ca exemplu, dată că sunt un pic cam biat și cam, în fine, vagabond. Frumos, așa, o senzație minunată, altfel ca la televiziune, acolo nu primești aplauze, oricum, superb. Din distribuția piesei au făcut parte Andrei Luca, Ana Eftene, Xenia Zileriu, Diana Ilișiu, Cristian Feier, Vanessa Jeleriu, Rareș Gerasim, Bogdan Zileriu și Iulia Șebeși. S-a dus dracului comisiunii.